Cu cine se cam tangenta diferența 2 unghiuri? Nici eu nu știu, nu? Hai să găsim formula, ce să facem? Nu o căutăm. Dacă nu ai nicio inspirație, nu ai surse de inspirație, nu ai nicio posibilitate, trebuie să te descurci. Tangenta cu cine știm că este egală? Cu cosinus supra sinus. Adică sinus pe cosinus. Cu tangenta e cos pe sinus. Că tangenta este sin... De ce este sin pe cos? Păi, hai să ne amintim din nou ce ar trebui. Am mai spus-o, o să fac de fiecare dată până vă plictisesc. În cercul trigonometric, A, A prim, B, B prim, sensul pozitiv este acesta, nu? Da. A mișcării lui M dinspre A spre B și sens negativ în ceva. Acum, un punct M, cercul trigonometric este cercul de rază 1. Și să luăm un punct M, ce coordonate are punctul M de pe cerc? De pe cercul trigonometric. Cine, prima coordonată ce este? Adică X-ul ce este? Păi uite, faci așa ca să nu mecanic. Uite-te, M1 și aplici sinusul, cu cine este egal? Cateta opusă, supra ipotenuză. Ipotenuza fiind de 1, înseamnă că asta este sinusul, dar ăsta este Y. Deci, sinus de alfa este Y și, a, și cos. Cosinusul este X-ul, nu? Cos de alfa. Deci, orice punct de pe cerc, de pe cercul trigonometric, are coordonatele așa, cosinusul și sinusul. Deci ăsta este cosinusul. Am spus de atâtea ori, sunt la cosinus acasă. Deci X-ul este cosinusul, iar Y-ul este sinusul. Și atunci tangenta cu cine este egal? Cateta opusă supra cateta înlăturată. Sinus supra cosinus, ca să nu mai uiți niciodată. Că e, nu? Y-ul supra X-ul. Deci cos pe, sin pe cos, da? Deci tangentă, hai să ne întoarcem, tangentă de alfa 2 minus alfa 1 egal cu sinus de alfa 2 minus alfa 1 sinus de alfa 2 minus alfa 1 supra cosinus de alfa 2 minus alfa 1. Și egal cu. Cu cine este egal sinusul scăderii? Sin de alfa 2 cos de alfa 1 minus sin. Așa, sin de alfa 2 cos de alfa 1 minus sin alfa 1 sinus de alfa 1 cos de alfa 2. Și cosinusul scăderii? Cosinus de e cos alfa 2 cos alfa 1 plus cos, deci cos cos. Plus sin sin. Plus sin sin. Deci vine cos de alfa 1, cos de alfa 2, plus sinus de alfa 1, sinus de alfa 2. Și egal acum mai departe. Din că eu vreau în tangentă, tangenta trebuie să apară sin pe cos. Sin pe cos. Și atunci scot factor comun cosinusul. Cos de alfa 1, cos de alfa 2. Da. Deci o să scot cosinus de alfa 1 ori cos de alfa 2 pe lângă din primul de cos de alfa 1 la din sin de alfa 2 sin de alfa 2 supra sinus de supra cosinus de alfa 2. Pe cos de alfa 2 nu l-am aflat. Nu l-am aici. Da. Pe cine l-am numai? Pe cos de alfa 1. Și atunci îl pun la numitor, că am scos forțat. Neavându-l pe cos de alfa 2, l-am pus la numitor. Când voi mulți cos de alfa 2, se va simplifica cos de alfa 2 și rămâne sin de alfa 2, cos de alfa 1. Exact aici. Da. Deci, eu scot cos de alfa 1, cos de alfa 2 din ambii. Dar aici n-am avut pe cos de alfa 2. Da. Și l-am pus la numitor, da? Minus. Aici ce rămâne? Sinus de alfa. Sin de alfa 1
Supracosinus de alfa 1. Supracosinus de alfa 1? Atenție, Andreea. De ce supracosinus de alfa 1? Pentru că nu l-am avut. Da? L-am scos forțat. Și îl pun la numitor. De sin de alfa 1, supracosinus de alfa 1. Și totul supra, jos, cos de alfa 1, cos de alfa 2, cos de alfa 1, cos de alfa 2, pe lângă. Ce-a rămas din primul? Sin de alfa 1 supra cos de alfa 1. Nu, nu a rămas nimic. 1. 1. Cos de alfa 1, cos de alfa 2. Numai atât? Păi eu am scos... Supra... Așa, supra la fiecare, că cos de alfa 1, cos de alfa 2 nu sunt aici. Aici am avut, dar din pace nu i-am avut și atunci un anumitor, ca să pot să simplific la de anumitor. Deci vine sinus, sinus de cât? De alfa 1. Supra cos de alfa 1, pot să-ți distingui așa. Da. Ori, sin de alfa 2. Supra cos de alfa 2. Supra cos de alfa 2. Și da. Cât face? Cos, 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 să reduc. Se simplifică, pardon. Și îmi rămâne cât? Pe sinus de alfa 2, pe sinus de alfa 2. Adică cine este? Sin de alfa 2 pe cos de alfa 2. A, tangent. Tangentă, mă, pentru asta am muncit eu, ca să ajung la tangentă. Tangent de alfa 2 minus tangent de alfa 1 supra 1 plus tangent de alfa 1 ori tangent de alfa 2. Ei, iată că am găsit și formula. Tangent de alfa 2 minus alfa 1, să scriem și noi chestia asta. Deci avem tangent de alfa 2 minus tangent de alfa 1 egal cu tangent de alfa 2 minus tangent de alfa 1 supra 1 plus tangent de alfa 2 ori tangent de alfa 1. Dacă o știați, nu mai munceam să o vedeți ce. Dar acum vă rog să rețineți că tangenta scăderii înseamnă tangentă de primul minus tangent de al doilea supra 1 plus tangentă ori tangentă. Da? Ați văzut de unde vine. Scriem tangenta ca sin pe cos, dezvoltăm sinusul scăderii, cosinusul scăderii, scoatem factor forțat cos-cos la numărător și la numitor din dorința de a apare tangenta. Da? De ce scoate cosinusul? Și iată că am găsit formula. Acum, eu vreau să găsesc condiția pentru perpendicularitate. Dacă am două drepte, dreapta de 1 și dreapta de 2, și vreau să văd unghiul dintre ele. Unghiul a două drepte. Uitați, asta este, să spunem, alfa 1 și celălalt este alfa 2. Ăsta e alfa 1 și alfa 2. Care ar fi unghiul dintre cele două drepte? Dreapta de 1 am dat-o și dreapta de 2. Cât ar fi unghiul dintre astea două? Păi dacă ăsta e tot alfa 2 și ăsta e alfa 1. Alfa 2. Nu, alfa 2 minus alfa 1. Alfa 2 minus alfa 1. Din tot unghiul ăsta scăpă el altul, da? Deci, alfa 2 minus alfa 1 este unghiul de aici. Dar eu știu tangenta scăderii a două unghiuri. Da. Da? Ei, cât este unghiul alfa 2 minus alfa 1 când sunt perpendiculare? Cât? Câte grade are unghiul ăsta? Dacă de 1 perpendicular, pe de 2? Deci dacă de 1 perpendicular pe de 2, rezultă că alfa 2 minus alfa 1 e ca cu 90 grade. Asta înseamnă că sunt perpendiculare. Și atunci, tangentă de 90 de grade, ar fi tangentă de 90 de grade, și vă rog să vă gândiți cât este tangentă de 90 de grade.
tangenta 90 gradi. Tangenta cu cine este egal cu? Cu sinus. Sinus. De 90 de grade supra cos de 90 de grade. Cos de 90 de grade. A 1. Sin de 90 de grade cât este? Sus la el acasă, da? La sinus acasă e 1 și cosinusul cât este? Minus. Aproape. Nu, cosinusul e 0. Cosinusul e 0, deci vine 1 pe 0. Și împărțirea la 0 are sens? Nu. Deci nu există. Știți, în tabel spunea că tangenta de 90 de grade nu există. Și atunci dacă nu există, înseamnă să nu există egal la sa. Deci, de 1 pe perpendicular pe de 2, dacă alfa 1 sau alfa 2 fac 90 de grade, cum tangenta de 90 de grade nu există, rezultă că nu există, nu există fracția tangente de alfa 2 minus tangente de alfa 1 supra 1 plus tangente de alfa 2 ori tangente de alfa 1. Când nu există o fracție? Când nu există o fracție? Când numitorul este 0. Când numitorul este 0. Deci dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, numitorul este 0. Adică 1 plus tangente de alfa 1 ori tangente de alfa 2 egal cu 0. Adică echivalent poate spune că tangent de alfa 1 este M1, nu? Panta. Și de alfa 2 este M2. Adică M1 ori M2, M1 ori M2, se face egal cu minusul. Deci două drepte sunt perpendiculare, dacă și numai dacă M1 ori M2 egal cu minusul. Deci vedeți? Regula cea care va aveați acolo dată în caiet, caiet două drepte sunt perpendiculare, dacă e 1 ori M2 egal cu minus 1, are și ea o explicație. Nu este o regulă că visa cineva noaptea și odată răspunsul ăsta. Fixat așa. Hai să vedem cum am dat-o. La paralelism ați înțeles că la fel înclinate, au aceleași unghiuri. Dacă au aceleași unghiuri, au aceleași tangente. Și tangentele de două unghiuri egale sunt egale, pantele sunt egale. Deci, regula aceea e așa, gestul. Iar asta, acum, este iarăși ușor de înțeles. Cum a plecat Alex? A luat două drepte, cu unghiul alfa 1, alfa 2. Deschizătura este alfa 2 minus alfa 1 aici, nu? Așa. Și atunci, ce am gândit? Am gândit în felul următor. Că tangenta 90 de grade are sens. Tangenta nu are sens. Am aflat tangenta scădere cu cine este egal. Tangenta 90 de grade nu are sens, înseamnă că e egala. Care e o fracție, să nu aibă sens. Când nu are o fracție sens, când numitorul este 0. Da. Și atunci înseamnă că e 1 ori M2 egal cu minus 1. Da? Deci trebuie să țineți minte foarte clar. Două drepte sunt paralele dacă și mai dacă au pantele egale. Două drepte sunt perpendiculare dacă au pantele inverse și cu sens schimbat. Adică de aici M2 cu noare egal cu minus 1 pe M1. Așa zice. M2 egal cu minus 1 pe M1. Pantele sunt inverse, una inversă a celelalte și cu sensul schimbat. Da? Deci asta trebuie să ținem minte. Până acum, ce formule? Ecuația drepte când îți dă un punct și o direcție. Da. Panta drepte determinată de două puncte. Ecuația drepte care trece prin două puncte. Dar seamănă cu cea care trece într-un punct pentru că scrie panta. Da. Și acum scrie ecuația când îți dă un punct și o direcție. Două drepte sunt paralele dacă și mai dacă pantele sunt egale. Două drepte sunt perpendiculare, dacă mai dacă pantele sunt inverse și cu semn schimbat. Sau produsul lor face minus 1. Și acum, hai să încercăm până aici. Cam, apropo de problema noastră, ce ar fi trebuit să dovedim acolo? Că pantele sunt inverse și cu semn schimbat. Da. Nu? Când am avut problema aceea de geometrie plană. Da. Când am zis, trebuie să arătăm că dreapta nu știu care, A, F, e perpendiculară pe BE, parcă. Da.
Bine. Asta, dacă și mai dacă, a panta lui AF e egală cu minus 1 pe panta lui BE. Și asta trebuie să ne dovedim. Și dacă reușeam, tot era pana. Oare putem face problema în... mai ne trebuie mijlocul segmentului și se poate face chiar problema aceea. Dar să vă fac acum câteva chestiuni de la clasă, temă, și vreau să vedem... Dacă v-ați fi dus pe Prof Online, primit lecții acolo, am chiar mai multe lecții cu geometria analitică, demonstrat, formule, tot la început. Dar voi veniți așa, ce? O folosiți Prof Online, ce să vă fac? O vreți, o vreți. Azi că folosesc cei care au dat, dar voi n-ați dat peste Prof Online, nu știți unde este. Nu știți să ajungeți acolo. Asta e problema noastră. Problema complicată. Vă place să luați lecțiile așa cum sunt acolo, cum ați adunat la casă. Regulă. Antele inverse și cu sens schimbase. Sau M1 e egal cu minus 1. Da. Poftim. Deci, primul exercițiu. Dice. Scrieți ecuația dreptei care trece prin A și are panta M. Două puncte. Avem două subpuncte. Care trece prin punctul A. A. Și avem două tipuri de coordonate. Așa. A de coordonate. A de coordonate 2 și 5. A de coordonate 2 și 5. Și M egal cu 3. M egal cu 3. Cum scrie ecuația dreptei? Ne-ți dă un punct și o direcție. Alex. Cum scrie ecuația dreptei? Ne-ți dă un punct și o direcție. Pe vreau să scriem Y egal cu MX plus M. Nu, deodată ce se mai schimbă? A. Care este ecuația dreptei? Ne-ți dă un punct și o direcție. Y minus Y 0. Păi zicem Y. Asta vreau să spun. Y minus... Y 0. Adică cine este Y 0? 5. 5. 5. Egal cu M. M adică 3. 3. Pe lângă X minus 2. Deci ecuația dreptică îți dă un punct și o direcție. Y minus 5 egal cu M 3 pe lângă X minus 2. Da. Adică o lucrăm un pic și vine Y egal cu 5 plus 3X minus 6. Adică Y egal cu 3X minus 1. Deci panta dreptei 3, cum era de așteptat, o vedem. Da? Panta 3 și dreapta și ordonată la origine, adică locul unde taie asta Y, deci ori este 0 și minus 1. Minus 1 aici. B. B, A de coordonate 0 și 0. A de coordonate 0 și 0. Unde M este egal cu minus 2. M e egal cu minus 2. Cum scriem ecuația? Y, y minus 0 egal cu minus 2, minus 2 minus x. 0. Lângă x minus 0. Da. Adică y egal cu minus 2x. Să numim ecuația dreptă. Alt punct. Exercițiul următor. Da, să văd. Scrieți ecuația dreptei D, care trece prin punctul A, tot așa are mai multe subpuncte. Deci, care trece amic. Așa. Care trece prin punctul A, iar unghiul dintre D și axa OX așa. Deci, are măsura de alfa. Deci, A de coordonate? A de coordonate minus 3 și 4. Da. Unde alfa? Așa. Unghiul între D și axa OX este pi pe 3. Alfa egal cu pi pe 3. Atunci M e egal cu tangentă de pi pe 3, nu așa am zis, tangenta unghiului, egal cu cât? Tangentă de 60 de grade.
Cu radical de 3 pe 3. Da? Da? Hai să facem așa. Egal cu sinus. Sinus de pi pe 3. Poftiți. Supra cosinus de pi pe 3. Și egal cu sinusul la 60 de grade, cât este? Radical de 3. Radical de pe 2. Radical de 3. Hai să facem cercul. Păi, și dacă e 1 pe 2, după radical din 3 pe 2, după radical din 3 pe 2. Da. Mecanic, nimic. Am învățat tabela așa. Ai învățat mecanic. Și vă rog cu fest. Deci la câte grade, la? 60 de grade, da? Sinusul nu-i 1 pe 2, mai mult decât 1 pe 2. Radical din 3 pe 2. Cine este 1 pe 2? Cosinusul, că spui că triunghiul ăsta este isoscel, decât mecanic, mai vreau să reținem așa. Triunghiul echilateral, adică la mijloc, 1 pe 2 cosinusul. Da? Deci vine radical din 3 pe 2 supra 1 pe 2. 2 pe 2 sunt 2, face radical din 3. Deci tangentă de 60 de grade, radical din 3. Și acum scriem ecuația dreptă, că îți dă un punct, punctul și direcția. Direcția e radical din 3. Tangenta unde? A, y egal cu radical din 3. Y? Egal cu... Y minus... Y minus 4. Egal cu... Egal cu m, adică radical din 3. Radical din 3, pe lângă... X plus 3. X plus 3. Și echivalent, y egal cu 4... Plus radical, x radical din 3 sau radical din 3 ori x, radical din 3 ori x, plus radical, nu, 3 radical din 3. 3 radical din 3. Adică y egal cu radical din 3 x plus 3 radical din 3 plus 4. Ăsta e numărul, da? Mâul e radical din 3 pe 4 prezentat și numărul am găsit așa. Punctul B. Punctul B. Are coordonate 2 și 3. 2 și 3. Unde alfa egal cu pi pe 4. Alfa e pi pe 4. Și atunci m rezultă că m egal cu tangentă de pi pe 4. Și egal cu cât? Tangentă la 45. A, tangenta la 45. Tangenta e sin pe cos, nu? Da. Sinus de radical de 2 pe 2, sau radical de 2 pe 2 și 1. E 1. Sinus egal cu cosinusul la 45 de grade, da? Da. Deci vine 1. Mai întrebai, să mai faci trigonometrie? Mai faci tot timpul. Da, așa. Nu mai întreb dacă nu. Deci y minus cât? Minus 3. 3 egal cu? 3 egal cu 1 pe lângă x minus 3. X minus 2. 2. Da, x minus 2. Adică y egal cu? Egal cu minus x minus 2 plus 3. Minus 2 plus 3, da? Adică plus 1. Da. Minus 2 plus 3, x plus 1. Terminați ecuația. Da. C. Și punctul C are coordonate 0 și 0. 0 și 0. Unde alfa egal cu minus pi pe 3. Minus pi pe 3. Adică m egal cu tangent din minus pi pe 3. Da. Egal cu minus radical din 3. Minus radical din 3, că tangenta e funcție impară. Și atunci, y minus 0. Da. Egal cu minus radical din 3. Dar încă x minus 0. Da. Deci y egal cu minus radical din 3x. Da. Y egal cu minus radical din 3x. D. A? Atât a fost la asta. Așa. A fost. Foarte simplu. Tot a fost să scriu ecuația dreptă, că îți dă o punct și o direcție. Da. Unul ne-a dat chiar direcția, altul ne-a dat unghiul. Dar unghiul este, direcția este egal cu tangentă de unghiul respectiv. Hai să vedem așa. Ecuația unei drepte D, care are panta M egal cu minus 3.
Deci, m egal cu minus 3. Egal cu minus 3. Și intersectează axa OY într-un punct situat la distanța 2 față de origine. Păi intersectează axa cât? OY. OY. Atunci e vorba de punctul A, de coordonate? Nu. 0 și... Nu. Y-ul e... 2 și... Nu, 0 și 3. 0 și... X-ul e 0, și axa e greșită, da? X-ul e 0 și ăsta Y-ul este 2. Da. Și atunci, cum se scrie ecuația drepte când se dă un punct și o direcție? A, Y... Y minus 2 egal cu minus 3 minus 3 pe lângă x minus 0 minus 0 și echivalent cu y egal cu minus 3x plus 2. Cu de altă dată îl știam pe m minus 3, iar n locul unitare axa y și unul este 2. Și care era ecuația asta? Y egal cu mx plus n. Nu? Da. Mx plus n. Și m este minus 3 și nu e 2. De la atât puteam scrie. Dar am mers și cu ecuația drept, îți dă un punct și o direcție. Da? Mai departe. Aici avem un exercițiu cu mai multe subpuncte. Scrieți ecuația drept ea de unde? Așa, scriem ecuația. Un antichist este asta. Da. Scriem ecuația de unde avem. Unde? Unde? A de coordonate minus 3 și 1. Da. Și B de coordonate 1 și 2. A, perechi de puncte, da? Da. B de coordonate? 1 și 2. Scrieți ecuația de drept AB. Așa. Mai întâi aflăm panta, M indice AB, egal cu? Y2 minus Y1. Scrie formula, da? Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Și egal cu? Y2 care este 2 minus 1. Așa, 2 minus 1 supra 1 plus 3. 1 plus 3. Egal. 1 pe 4. 1 pe 4. Și am aflat panta. Da. Și acum suntem în situația să luăm unul din punctele acestea pe care le vreți și cunosc panta. Da. Scrie ecuația drept, îți dă un punct. Hai să dă punctul A de coordonate cât? Minus 3 și 1. Minus 3 și 1. Și panta el egal cu cât? 1 pe 4. Da. Care este ecuația drept, îți dă un punct și o direcție? X. Y minus Y0 adică minus cât? Minus 1. Y minus 1 egal cu panta 1 pe 4 1 pe 4 pe lângă X plus 3 X plus 3 adică Y minus 1 egal cu 1 pe 4 X plus 3 pe 4. Deci X pe 4 plus 3 pe 4. Și dacă vrem să formăm explicite, ducem pe 1 în partea aceea și vine Y egal cu 1 pe 4 ori X plus 3 pe 4 plus 1 plus 7 pe 4. Cam asta aceeași metodă, nu? Da. 4 și cu 3, 7. B. B. A de coordonate 0 și 2. A de 0 și 2. Și B de minus 1, 0. B de minus 1 și 0. Aflăm tot așa panta. Vorbește, te rog. Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Da, e cu... indice AB. E indice, cum spunem, e indice AB. Egal cu... Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Da. Și egal cu 0 minus 2. 0 minus 2. Supra minus 1 minus 0. Minus 1 minus 0. Adică minus 2 supra minus 1, adică 2 pe 1, 2. 2. Și acum luăm oricare din puncte, ori pe A, ori pe B, pe care vrei să le iei. Hai să luăm pe B de data asta. B de minus 1, 0, cu panta M egal cu 2,
Atunci avem Y minus 0. Da. Egal cu 2 pe lângă X plus 1. Și Y egal cu 2X plus 2. 2X plus 2, da? Da. Auto. Ce? Ce? A de coordonate 2 și 1. Și 2 și 1, da. Și B de coordonate 2 și minus 5. 2 și minus 5. 5. Panta M de AB egal cu minus 5 minus 1. Dar stic și 1 minus, dacă luăm și așa. Deci ori 1 minus 5, da, ori ăsta minus ăsta, e important să ne hotărâm dacă de jos în sus sau de sus în jos. Se păstrăm X și Y, da? Deci... Păi avem Y2 minus Y1. Da, da, eu pot zic că ăsta e Y2, a, da, și X2, da? Da. Nu e nicio problemă. Hai să facem și așa, așa, să vedeți că aceeași lucru. Deci da, minus 5 minus 1, ai zis, nu? Da. Minus 5 minus 1, supra... supra 2... 2 minus 2... decât 0. 0. Păi și nu are sens. Păi, nu are sens atunci. Înseamnă că... cât este... dacă x-ul e 2 tot timpul... înseamnă că asta și ecuația. X egal cu 2. Ah. Deci e o paralel la axa Y. Ah, da. Da? Deci x e egal cu 2 tot timpul. Da? Deci ecuația dreptă este așa, x egal cu 2. Că nu putem găsi panta. Panta ar fi împărțirea la 0 și mai jos, nu? Da. Dar aici trebuie să observăm x egal cu 2. Și terminat problema. Altă... și sub punctul D, ultimul trebuie. D-ul. A de coordonate 1 și minus 3. 1 și minus 3. Minus 3 și B de coordonate 3 și minus 3. 3 și minus 3. Tot. Ce? Care ar fi ecuația de asta ca să nu mai ai? Se calcuze. Nu. Păi, momente, cine a fost același tot timpul? X. X. Acum cine este același? Y. Deci ar să fie Y egal cu minus 3. Y egal cu minus 3. Dacă vreți să vedeți că așa stau lucrurile, bine, M este cu cine acum? M egal cu Y2. Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Și face cât? Face minus 3 plus 3, plus 3 adică 0, 2. Și deci M-ul e 0, nu așa? Da. Atunci luăm un punct A de coordonate 1 și minus 3. Și e egal cu 0. Și devine acum Y minus, minus, minus Y 0, adică plus 3, plus 3 egal cu 0. 0. Atunci, pentru că X minus? Minus 1. X minus 1. X minus 1. Da? Da. Și 0 oriceva face 0. Și atunci rezultă că Y egal cu minus 3. Aceeași ecuație. Da. Altceva? Mai avem două exerciții. Asta, da. Se consideră în reperul cartezian X, O, Y punctele A de coordonate minus 2 și 1. A de coordonate minus 2 și 1. Nu închidă? Nu, nu, nu. Deci punctele A de coordonate cât? Minus 2 și 1. A de minus 2 și 1. Și da. B de coordonate 4 și minus 1. Și B de coordonate 4 și minus 1. Așa. Primul subpunct A. Scrieți ecuația mediatoare segmentului AB. Ecuația mediatoare segmentului AB. Și... ce știți despre mediatoare? Se parte în două segmente egale. E perpendiculară pe mijlocul segmentului, da? Da. Deci o să facem... dacă e perpendiculară, înseamnă că M1 ori M2 trebuie să fie minus 1.
Așa, o să facem panta lui AB. Deci, mediatoarea. Hai să luăm sistemul de axe ca să înțelegeți și mai bine. Deci avem punctul A mare de coordonate. Minus 2 și 1. X-ul e minus 2. Și Y-ul este 1. Și ăsta e punctul. Și cealaltul X-ul e 4. 1, 2, 3, 4. Și Y-ul este minus 1. Da? Minus 2 și... Și atunci... Hai să unim pe A cu B. A, B. Și e vorba de mijlocul. Eu cred că mijlocul este chiar pe axa X-ilor. Aici este mijloc, așa îmi spune mie ochiul. Da. Și mediatoarea, adică o dreaptă perpendiculară. Asta e dreapta de perpendiculară pe AB. Se cere să scrim ecuația mediatoare. Da. Pentru asta știm că M indice D, M indice D ori M indice AB, pantele celor două trebuie să facă minus 1, nu? Da. Panta perpendiculului D cu panta dreptei AB egal cu minus 1. Sau, de aici, M indice D egal cu minus 1 pe M indice AB. Și trebuie să scrie ecuația dreptei D când se dă direcția, direcția M indice D care este egal cu minus 1 supra M indice AB și un punct. Dar unde trece, astăzi voi? Chiar prin mijloc. Da. Cum se află coordonatele mijlocului? Sigur. Păi să adună X1 cu X2 și se împart la 2. Așa, da. Media dintre X, la fel și Y. Da. Deci dacă avem M1, M1, un punct M1 de coordonate X1, Y1 și un punct M2 de coordonate X2, Y2, acum, M0, care aparține segmentului M1, M2 și la mijloc, M0, adică M1, M0, e congruent cu M0, M2, atunci X M0 egal cu X2 plus X1 pe 2 va arăt imediat. Iar Y M0 egal cu Y2 plus Y1 Y1 plus Y2 pe 2. Semisuma coordonatelor. Nu avem decât să facem chestia asta. Deci dacă avem M1 de coordonate X1, Y1 și M2 de coordonate X2, Y2, atunci mijlocul ăsta va avea coordonatele, am spus eu, X0 și Y0. Și simplu. Ăsta este X1. Ăsta este X2. Da? X1, X2. Și de aici până, iată asta așa, este X1 plus X2 pe 2. Știți de ce? De ce este la așa? Deci ăsta de aici, deci de aici până aici cât este X1, da? Așa. Ăsta tot așa cât este X2. Da. Și eu spun că distanța asta
este egală cu ăsta mic plus ăsta mare, tot împărțit la 2. Păi în x2, în x2 nu intră x1? Da. Intră, deci intră bucata asta x1. Deci în loc de x2, x2 este x1 plus asta și încă asta. Dar asta și cu asta, ele sunt egale, că sunt la mijloc, nu? Că aici vine un trapez, asta e linie mijlocie, asta e cât ăsta de aici, da? Deci, plus de două ori, de două ori e... deci, încă o dată spun, că în loc de x2 înseamnă x1, plus de două ori, hai să spunem, bucățica asta, care înseamnă asta așa, a, plus 2a. Și atunci, x1 plus x2, x1 plus x2, pe 2, înseamnă x1 plus, în loc de x2 pun x1 plus 2a, x1 plus 2a, totul pe 2. Și egal mai departe. X1 și cu X1 face 2X1 plus 2a, totul pe 2. Și după pe 2 în factor și vine 2 pe lângă X1 plus a supra 2, 2 cu 2 simplifică, și face X1 plus a. Dar X1 plus a e tocmai X0 ăsta. Deci x1 plus bucățica asta face tocmai x0. Deci egal cu x0. Și am arătat că x0 este x1 plus x2 pe 2. Deci coordonata mijlocului este semisuma coordonatului. X1 plus x2 pe 2. La fel și cu y, se întâmplă la fel. Așadar, hai să ne întoarcem la problema noastră. Noi avem pe AB. Putem afla panta lui AB? Nu l-am învățat mai devreme? Da. M indice AB. Deci putem spune M indice AB. Hai să luăm așa. Deci, A scrim din nou. A egal cu minus 2 și 1. B egal cu 4 și minus 1. Și acum, M indice AB. Ia cu minus 1, minus 1. Minus 1, minus 1. Supra 4 minus plus 2. Și egal cu? Minus 2 pe 6 și egal cu minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. M indice de a mediatoare, a perpendiculare acestea, este inversa acestea și puțin schimbat. Uite cum a zis. Da. Este inversa și puțin schimbat. Adică minus 1 supra cât este asta. Minus 1 pe 3. Adică e întoarsă asta. Minus cu minus face plus. 3 la minus plus face 3. Deodată trebuia să schimb semnul de minus 1 pe 3 și se întoarce. Da. Da? Da. E inversa. Fracție 1 pe 3. Deci, panta perpendiculare a mediatoarei, o știu acum. Mai trebuie coordonatele în mijlocului. Acest punct de aici, ca să scrie ecuația dreptică, îți dă un punct și o direcție. Păi, cum facem aici? M coordonatele. M de coordonate. Adun X-ul lui A plus X-ul x-ul lui A plus x-ul lui B supra 2, nu așa? Am zis x1 plus x2 pe 2. Și y-ul lui B plus y-ul lui A, sau y-ul lui A, hai să zicem, y-ul lui A plus y-ul lui B, dar nu ai punctativ, supra 2. Și atunci punctul M din coordonate, cât? X-ul lui A cât este? Minus 2. Minus 2. Plus 4 egal cu 2. Deci minus 2 plus 4 pe 2. Și
Și respectiv, y greci. Y 1 plus minus 1 0 pe 2, da? 0. Deci punctul M de coordonate, acum am un punct M de coordonate 1 și 0 și panta cunoscută. Cum scrie ecuația dreptă? Când îți dă un punct și o direcție. Avem formulă Y minus Y 0 care este 0. Da. Egal cu M. Egal cu M care este 3. Pentru că X minus 1. X minus 1. Deci vine Y egal cu 3X minus 3. Asta este ecuația mediatoare segmentului AB. Deci și-o spus așa autorul. Se dă coordonatele A și B. Scrieți ecuația mediatoare segmentului acesta. Adică știți voi când sunt perpendiculare? Când partele sunt inverse sub sens schimbat. Deci ar trebui să aflăm mediatoarea lui AB. Da? Am inversat și am schimbat semnul și am găsit panta și mă întrebea coordonatele mijlocului. Ei, trebuia să știu formula. X sub mijlocul e semisuma x-lor la capete și y fratele, semisuma y-lor la capete. Dar am și demonstrat de ce vine așa. Nu m-am dat formula așa, pur și simplu. Hai să vedem altă. B. Determinați coordonatele centrului și raza R a cercului circumscris triunghiului ABC, unde C este de coordonate minus 2 și minus 3. Deci, cum spune, determinați centrul, determinați coordonatele centrului și raza R a cercului circumscris triunghiului ABC, da, unde C este de coordonate minus 2 și minus 3. A, ABC, ăsta de aici, da. A-ul de sus, A-ul încă o dată. Minus 2 și 1. Minus 2 și 1. B-ul de 4 și minus 1. Și C de minus 2 și minus 3. Minus 2 și minus 3. Să le reprezentăm, ca să ne dăm seama cât de fapt. Deci, avem. A de minus 2 și 1. A de minus 2 și 1. X-ul minus 2. Și Y-ul 1. B-ul de 4 și minus 1. 1, 2, 3, 4 și minus 1, B1. Și ce de minus 2 și minus 3. Deci A de minus 2 și 1, B de 4 și minus 1 și C de minus 2 și minus 3. X-ul e minus 2 și Y-ul este minus 3, da? Da. C de coordonate minus 2 și minus 3. Se zice să găsim raza și centrul cercului. Cum să fie cercul ăsta? Circumscris triunghiului ABC. Circumscris triunghiul ABC. Ce înseamnă cerc circumscris? Adică în interiorul lui. Circumscris, dar înscris. Dacă ar fost înscris, cercul înscris triunghiului. Să unească capătul. Înscris, el e în interior. A. Deci ăsta e înscris, așa îl vedem, tangent la latul. Da. Iar circumscris trece prin vârful. Da. Deci ni se cere să scriem ecuația cercului și să găsim, nu ecuația cercului, sau cer de singură, raza, să găsim raza și centrul
cercului. Raza și centrul cercului. Circumscris. Este un ce este? Unde se găsește centrul cercului circumscris? La centru de greutate. Una este centrul de greutate, da. La gâz de acolo și stă în echilibru, da? La intersecția cui? Medianelor. Da. Iar centrul cercului circumscris e un punct la egal distanță de vârfuri, de A, B, C. Da. Și cine, dacă am un segment, ați putea să-mi spuneți care este mulțimea tuturor punctelor la egal distanță de A și de B? Care este mulțimea punctelor la egal distanță de... Păi, unul ar fi jumătatea, dar numai jumătatea, oare? Punctul ăsta e la egal distanță, așa este. Dar toate și punctele... dacă ridice sus și în jos, în plan, deci punctele de pe cine? De pe mediatoarea segmentului. Orice punct de pe mediatoare este la egal distanță. Asta e cât asta. Și așa, și așa, da? Deci ce este mediatoarea, practic? Este formată din toate punctele din plan la egală distanță. Da. Și acum noi căutăm un punct din interiorul cercului, că cercul circumscris este vorba de cercul care trece prin vârfuri. Căutăm un punct care să fie la egală distanță și de A și de B. Că e rază, da? Cine, ca să fie la egală distanță și de A și de B, ce ar trebui să scriem noi? Păi ce este asta? Ce este pentru A, B? Mediatoare. Deci ar trebui să scriem ecuația mediatoare. Și dacă scriem ecuația mediatoare, înseamnă că am găsit toate punctele la egală distanță de A și de B. Știm să scriem ecuația mediatoare dacă știm prime pe A și pe B? Da, pentru că am putut. Am și scris-o mai înainte. Da. Ecuația mediatoare așa este, o știm. Acum, pentru că punctul acela trebuie să fie la egală distanță și de B și de C, ce ar trebui să scriem ca să fie punctul la egală distanță și de B și de C? Deci el, acel punct, trebuie să fie situat și pe mediatoarea lui BC. Scrie mediatoarea lui BC. Da? Și în felul ăsta avem cele două mediatoare care se intersectează și ele ne vor indica punctul de intersecție, centrul cercului. Da. Pur și simplu găsim centrul cercului. Deci, atenție, centrul cercului, C, de coordonate alfa și beta, aparține mediatoarei dreptei AB, a nu se înțelege că e panta, da? Hai să spunem MD, mediatoarea dreptei AB, intersectată cu mediatoarea dreptei, care drepte? BC. Mediatoarea dreptei AB, o știm, că am tot scris-o mai devreme. Care este mediatoarea dreptei AB? Y egal 3x minus 3. Y egal cu, cât a zis? 3x minus 3. Y egal cu 3x minus 3. Hai să scriem și mediatoarea dreptei BC. Cum facem să scriem mediatoarea dreptei BC? Păi cum am făcut la B, faci și la BC. Da. Mai întâi ce să facem? Găsim punctul. Putem găsi mijlocul? Da. Care sunt? Hai să scriu deodată. Ce coordonate va avea punctul? X, minus 2... Nu, hai să zicem de coordonate. De coordonate, minus 2, minus 4, supra 2. Minus 2 plus 4. A, da. Minus se adună. Da. Minus 2 plus 4 pe 2 și face... 1. Și Y, minus 3 plus 1.
pe 2. Cum? Minus 3? Nu, minus 3 minus, plus minus 1. Adică minus 3 minus 1. Am minus 4 pe 2. Și 2 minus 2. Minus 2. Deci am găsit coordonatele mijlocului. Ce mai întrebi acum? Dreapta, care trece prin... Panta dreptei. Panta. Ca să se inversezi cu sens numar, nu? Deci, scrie repede, M indice BC. M indice BC egal cu? Y minus Y0. Păi ca panta dată de două puncte. Da. Păi panta, nu? Ci Y minus Y0, pe ecuația aceea. Da. Panta. Panta drept de date de două puncte. Hai, Alex. Care e panta dată de două puncte? Am făcut-o de atâtea ori până acum, toate chestiile. Minus... Panta, măi. Panta dată de două puncte. Care e formula ce? X... Nu, Y cu 1. Păi, măi, poate. Am obosit ce facem. Deci este Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Tangenta unghiului acela, alfa, și egal cu? Y2 este minus 1. Minus 1. Plus 3. Plus 3. Plus 3. Supra? 4 plus 2. 4 plus 2. Egal cu 2 pe 6, 1 pe 3. 1 pe 3. Și atunci, panta mediatoare e în mâd, da? Panta mediatoare este inversa și este așa cum se schimbat. Minus 3. 1 supra 1 pe 3. Adică dar minus 3. Minus 1 pe 3 și face 1, minus 3. Deci, și acum am un punct. Am punctul meu de coordonate 1 și minus 2 și am panta M mediatoare egal cu cât? Minus 3. Minus 3. Și scriu ecuația atât pentru o punct și o direcție. Y plus 2 egal cu? Minus 3 pe lângă X minus 1. Minus 3 pe lângă X minus 1. Și vine Y plus 2 egal cu minus 3X plus 3. Y egal cu minus 3X X plus 1. Y egal cu minus 3X plus 1 este ecuația dreptei cele de-a doua mediatoare. Mediatoarea dreptei cărei drepte? BC. BC. Care are ecuația Y egal cu minus 3x plus 1. Și dezvoltăm sistemul ăsta a celor două ca să găsim coordonatele punctului al centrului. Și cele două se întâlnesc, nu? Și îmi indică centrul. Și hai să vedem. Odată y în 3x minus 3, altădată y chiar cu minus 3x plus 1, egală încă cele două și vine 3x minus 3, să fie egal cu minus 3x, 3x plus 1. 6x egal cu 4. 4, adică x egal cu 4 supra 6, 1 pe 3. 4 pe 6, 2 pe 3. 2 pe 3, da. 2 pe 3. Și dacă x știu 2 pe 3, y-ul cum îl aflu? Îl înlocuim. Y-ul va fi egal cu? Egal cu 3 ori 2 pe 3 ori 2 pe 3 minus 3. 3. Și egal mai departe cu 2 minus 3. 3 cu 3 se simplifică, nu? Da. 2 minus 3 y minus 1. Minus 3. Deci, cer, punctul C, centrul cercului, are coordonatele, le-am găsit acum, x-ul cât este? X-ul este 2 pe 3. 2 pe 3. Și Y-ul este? Minus 1. Minus 1. Da? 2 pe 3 și minus 1. Asta e centrul cerului.
Deci am găsit centrul cerului. Ce mai cere autorul? Să găsim raza. Raza, da. Raza înseamnă distanța între cele două puncte. Știi formula care se află distanța între două puncte? De două ori raza. Distanța. Distanța de două ori raza, nu? Diametru poate că de două ori raza. Dar distanța dintre două puncte. Dacă avem punctul M1, M1 de coordonate X1, Y1. Și M2 de coordonate X2, Y2. Hai să vă fac o legătură cu numele complexe. Modulul unui număr, dacă am numărul complex Z, 1 egal cu X1 plus Y1 și Z2 egal cu X2 plus Y2. Cu cine este egal modul din Z1 mai întâi? Modul din Z1 egal cu cine? Radical din X1 plus X1 pătrat. Radical din X1 pătrat plus X2 pătrat plus Y1 pătrat. Da? Da. Și modul din Z2 minus Z1, modulul diferenței, este radical din X2 minus X1, nu? La pătrat. Da. X2 minus X1 la pătrat. Plus Y2 minus Y1 la pătrat. Asta este distanța între două puncte, da? M1 și M2. Spunem M1, M2 egal cu radical din X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Și noi vrem să găsim acum distanța de la centru la oricare din vârfuri. Deci avem centrul cercului de ce coordonate le-am găsit? 2 pe 3 și respectiv minus 1. Și ori luăm pe A, ori pe B, ori pe C, trebuie să ne dea aceeași lucru. A de coordonate minus 2 și 1. Și atunci raza va fi egal cu radical din X2, care este minus 2. Minus 2. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3, totul la a doua. Pătrat. Plus? Plus 1. Plus 1, totul la pătrat. 1 plus 1? Totul la pătrat. Plus 1, totul la pătrat. Și egal cu? Radical din? Radical din 4. Păi să duci în aceeași viitor. Vine minus 6, minus 2 face minus 8, pe 3, da? Și la pătrat 8, la pătrat 64, pe 9, plus 1 și 1, 2, la pătrat 4. Și calcul radical din 64 plus 4 ori 9, 36, supra 9. Și faci că dau mai departe cu 10 pe 3. 10 radical din 100 pe 9, 10 pe 3. Deci la întrebarea, găsiți centrul cercului și raza, răspunsul, centrul cercului are coordonata 2, 3, 2 pe 3, Y-ul e minus 1 și raza, așa se dă de regulă, 10 pe 3. Și am găsit cercul de coordonate 2 pe 3 minus 1 și de rază 10 pe 3. Hai să vedem încă o dată la punctul ăsta pe ce lucruri au trebuit știute. Mai întâi, ce înseamnă cerc circumscris. Da. Cerc circumscris este cercul care trece prin vârfurile triunghiului. Unde se găsește centrul? Centrul cercului se găsește la intersecția mediatoarelor laturilor triunghiului. Pentru că căutăm un punct la egal distanță de toate vârfurile de A, B și de C. Deci un punct la egal distanță de toate cele trei.
și am luat-o mai întâi. El să fie la egal distanță de A și de B, de două puncte. Cine este la egal distanță de A și de B? Toate punctele de pe mediatoare. Descrim ecuația mediatoare. Lui AB, o aveam scris deja. Apoi, același punct trebuie să fie de la egal distanță și de B și de C. Deci să fie la egal distanță înseamnă pe mediatoarea lui BC. Scriem și ecuația mediatoare pe BC. Ca să scriem ecuația mediatoare unui segment, îți trebuie coordonatele și le-am avut. Mijlocul aflăm. E semisuma coordonate X-ul, mijlocul e semisuma X-lor, Y-ul semisuma Y-lor. Și am găsit X-ul, coordonatele mijlocului și panta perpendiculară. Dar știu că două drepturi sunt perpendiculare dacă pantele intră se schimbă. Deci panta perpendiculară este inversa pantei lui AB, inversa și cu semnul cu minus, da? Și în felul ăsta am găsit cele două ecuațiile mediatoarelor și am rezolvat sistemul și am găsit astfel coordonatele centrului. Și odată găsit coordonatele centrului, ne-a trebuit raza, distanța de acolo până la vârfuri. O distanță de acolo, de la centru, până la unul din vârfuri, la celălalt, dacă facem acele distanțe, și trebuia formula radical din x2 minus x1 la pătrat plus y2 minus y1 la pătrat, distanța dintre două puncte, da? Din plan. Legătură cu numere complexe, deci vedeți, matematica așa trebuie văzută ca un tot, din nou insist. Puteam să vă desenez punctele acelea și să vedeți distanța, că e ipotenuza într-un triunghi de tunica. Da. Da? Și atunci, odată ne dăm seama ce înseamnă distanța de două puncte. Ce mai avem? Un singur exercițiu. Hai să vedem. Timpul s-a făcut. Avem 200 puncte. Așa. O să mă las ca temă să găsiți rezolvarea problemei acestea la Proof Online, care v-am dat-o aceea cu problema geometriei. Da. Rezolvat analitic. Acum se poate face, că în termen sunt informații necesare, se poate face problema aceea. Și o aveți și rezolvată. Asta e important. Atunci înțelegeți cât de important e geometria analitică și că merită, pentru că aveți o șansă să rezolvați problemele de geometrie plană, sau sintetic, cum mai spune, folosind calcul algebric. Vedeți? Calcul algebric, pur și simplu. Ortocentrului triunghiului ABC, unde A este de coordonate minus 3 și minus 3. Alte coordonate minus 3 și minus 3. B de coordonate 0 și minus 2. 0 și minus 2. Și C de coordonate minus 1 și 0. Minus 1 și 0. Deci, să găsim coordonatele ortocentrului. Da. Ia să vedem. De cine este dat, sau cine ne indică ortocentrul? Intersecția înălțimilor. Intersecția înălțimilor. Da? Intersecția înălțimilor indică că este ortocentru, este un punct care poartă numele de ortocentru triunghiului. Ar trebui să figurăm aceste puncte, să ducem înălțimile, două din ele. Da. Două din ele și le intersectăm, adică rezolvăm sistemul celor două ecuații. Da. Și atunci, de acolo găsim coordonatele ortocentrului. Hai să vedem și noi. Deci avem așa. Ce avem? A de coordonate minus 3 și minus 3. Deci X-ul e minus 3, 1, 2, 3.
minus 3 și Y tot minus 3. Minus 3, da. Deci A de coordonate, minus 3 și minus 3. Bun. B de coordonate, 0 și minus 2. 0 și Y e minus 2. Aici este B, da? Da. De coordonate, 0 și minus 2. Și ce o de coordonate? Ce de coordonate, minus 1 și 0. Minus 1 și 0. Asta este. Da? Chiar aici rămâne, da? Ce o de coordonate e către minus 1. Minus 1. Minus 1 și 0. Asta e ce de coordonate, minus 1 și 0. Și atât triunghiul ABC. Așa este triunghiul ABC. Și trebuie să scrim, să găsim coordonatele ortocentrului. Pentru asta, hai să ducem înălțimea din C, ce înseamnă perpendiculara din C pe AB. Dacă e perpendiculară pe A, am un punct, nu? Care e punctul pe care îl am? H, să zicem H indice C. Adică înălțimea din vârful C. Perpendiculară pe AB. Dar când două drepte sunt perpendiculare? Dacă au panta... Asta dacă și numai dacă. E indice H. E indice HC. Egal cu minus 1 supra E indice AB. Panta lui H este inversă și cu sens schimbat a lui AB. A, și aflăm panta... lui AB. AB. Da? E indice AB. Egal cu... Hai, cine e? Alex, hai tu, te rog. E indice AB. E inversă și cu... A. Supra X2 minus X1. Deci Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Și egal cu minus 2 minus 3 minus 5. Minus 2. Minus 5 total. Nu cred. A, mă rog, minus 2 plus 3. Pe vezi, minus 2 plus 3. Și dă 1. Supra... 3. 0 plus 3, 3. Facem-o pe 3. Și atunci rezultă că M indice HC egal cu invers aceea și cu semn schimbat. Egal cu minus 3. Minus 3. Și ai și C-ul de coordonate. Ai un punct, C-ul de coordonate minus 1 și 0. Și 0. Și scriem acum ecuația drepte când se dă un punct și o drepte. Zicem. Y minus Y0 care este 0. Deci ecuația dreptei H indice C, două puncte, e fața dreptei, mă numit-o, da. H indice C, așa am notat-o. Este Y minus 0. Y minus 0, egal cu? Egal cu minus 3. Pe lângă? X plus 1. X plus 1. Ce te vale? Y egal cu minus 3X minus 3. Minus 3. Și am scris-o. Acum. Să ducem altă înălțime. De unde vrei să o duci? Din B. Din B. Deci H indice B. H indice B. E perpendiculară pe cine? Pe H indice B pe AC. AC. Dacă și numai dacă. Deci dacă și numai dacă M indice HB este... M indice HB. HB, da? Este egal cu minus 1 supra E minus AC. AC. Ne trebuie E minus AC. AC, care este egal cu... minus 3. Egal cu 3 supra 4. Deci AC, da? Nu, da. Egal cu 3. 3 supra... minus 1 plus 3. Da, egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Și H, E indice H, B, va fi egal invers A și este și trebuie schimbat. Cu minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Și acum îl luăm pe B-ul. B de coordonate din B pleacă, nu? Da.
0 și minus 2. Și atunci, ecuația dreptei HB va fi două puncte, să zic. Y plus 2. Y plus 2. Egal cu minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Pe lângă X minus 0. X plus 0, da? Da. Adică echivalent, cum a zice că Y egal cu minus 2 pe 3 X minus 2. Minus 2. Și ca să găsim coordonatele, rezolvăm sistemul. Y pătrat egal cu minus 3X minus 3 și altă dată Y egal cu minus 2 pe 3 ori X minus 2. Egal. Egală. Și vine de aici. Vorbești, Alex? Și... același egal, da. Deci vine minus 3x minus 3. Minus 3x minus 3 egal cu minus 2 pe 3x minus 2. Aducem pe toate... Nu, mulțim pe toți cu 3. Deci totul peste tot cu 3. Da. Minus 9x minus 9 egal cu minus 2x minus 2. Minus? 6. A, minus 6. 6, este peste tot. Da. Și acum? Și acum... minus 9x plus 2x. Adică minus 7x. Minus 7x. Egal cu 3. Egal cu 3. Adică x egal cu? Egal cu minus 3 pe 7. Minus 3 pe 7. Dacă l-am găsit pe x, aflăm pe y. Y-ul egal cu minus 3 ori x. Adică x-ul care am găsit ori minus 3 pe 7. Minus 3 în mătica, da? Și avem 21 pe 7 minus 3. Eu te-ai zis că e minus 9. 3 ori minus 3, face plus 9. 9 pe 7. Minus 3. Și egal cu? 9 minus 21 tot pe 7. 9 minus 21 pe 7. Adică minus 12 pe 7. Și egal cu minus 12 pe 7. Deci, coordonatele ortocentrului, H, semnătăți 0 cu H, de coordonate, X-ul l-am găsit minus 3 pe 7 și Y-ul? Minus 12 supra 7. Minus 12 supra 7. Acestea sunt coordonatele ortocentrului, triunghiului ABC. Ce trebuia să știm aici? Când două drepte sunt perpendiculare, când înălțimea e perpendiculară adusă din vârf pe latura opusă, când două drepte sunt perpendiculare și când se schimb panta drepte care trece prin două puncte. Și când ecuația dreptă, când se împung și o drepte. Simplu, foarte simplu, da? Da. Ce mai avem? Un subpunct. Desculă, se consideră punctele A de coordonate minus 6 și 2. A de minus 6 și 2. Așa. Deci A de coordonate minus 6. 6 și 2. A de minus 6 și 2. B de coordonate 2 și minus 2. B de 2 și minus 2. Și H de coordonate 1 și 2. 1 și 2. Determinați punctul C astfel încât H să fie ortocentrul triunghiului ABC. Așa. Cum propuneți? Eu zic să reprezentăm mai întâi pe A și pe B, zic să reprezentăm punctele acestea, să vedem așa, da. Cam până facem un plan de lucru. Deci, A de coordonate
Minus 6 și 2. X-ul minus 6, 1, 3, 4, 5, 6, minus 6 și 2, da? Da. 1, 2. Deci A de coordonate minus 6 și 2. B de coordonate 2 și 2. 2 și grecul minus 2. H de coordonate 1 și 2. H de coordonate, asta e B, de coordonate 2 și minus 2. Și H de 1 și 2. Da. 1 și 2. Spune să găsim punctul C, astfel încât H să fie ortocentrul triunghiului ABC. Bine. Păi dacă H este ortocentrul, înseamnă că H este intersecția. Asta e H, da? Da. De 1 și 2. H trebuie să fie intersecția a doua înălțime măcar. Așa. Și atunci, luăm un punct prin H, perpendicular pe AB. Deci, practic, trebuie să ducem o dreaptă perpendiculară pe, prin H, perpendiculară pe AB, ca să ar fi o înălțime, da? Da. Asta ar fi din vârful C. Dar C-ul este oricum pe dreapta asta. Da. Oare putem duce dreapta asta? Da. Păi ca să fie perpendiculară, trebuie ca panta dintre AB și H punctul E. Așa. Să fie de sens opus. Nu, invers și sens schimbat al lui AB. Da. Cu alte cuvinte, pe AB o putem găsi panta. Da. Alex, mai ești acasă? Da. Unde mă cunoști aici? Eu vorbeam, dar tu băi, nu m-ai terminat. Nu mi-am făcut tema niciodată complet. Chiar așa mă duc ea complet, acum a făcut. Da. Panta lui AB o putem face. Da. Inversăm și cu sens schimbat și găsim panta acesteia. Și avem punctul dat și panta dată și aflăm... Avem punctul dat și panta, și panta care aflăm. Cu semn așa, și atunci scrie ecuația și este drept. Da. Și punctul C se va afla sigur pe această dreaptă, da? Deci C va verifica ecuația acestea. Da. Hai să scriem și mai asta. Deci... Luăm acolo un punct M ca să-l avem. H, aici, vrei să spui? Da. Nu, eu zic C de coordonate alfa și beta, că nu le știi. Da. C de coordonate alfa și beta. Și acum, CH e perpendiculară, nu? Că e a înălțime. Da. Numai că nu știm noi să-l oprim. Deci, CH e perpendiculară pe AB. Dacă și numai dacă M indice CH egal cu minus 1 pe M indice AB. Și aflăm M indice AB. M indice AB egal cu X. Alex. Lasă-l pe Alex, că el e foarte atent. M indice AB egal cu? Hai. Egal cu minus 2 minus 2. Hai cu minus 4. Egal cu minus 4. Supra 8. 8. Și face minus 1 pe 2. Nu că am simplificat prin 4. Minus 1 pe 2. Și atunci e indice H, e indice CH, egal cu inversa și te schimba 2. Da? E indice CH este 2. M indice C, H e 2. Iar H e cunoscut. Ce formate are H? 1 și 2. 1 și 2. Și acum schimb ecuația dreptă, că se dă un punct și o direcție. Și zicem. Y C, H, dreapta C, H, 2 puncte. Y minus 2. Egal cu 2 pe lângă X minus 1. 2. Pe lângă X minus 1. Pe lângă X minus 1.
Adică Y egal cu 2X. Și atât, pentru că vine 2... Minus 2, minus 2 se duce, da? Y egal cu 2X. Deci, am găsit că ecuația înălțimii dusă din C este Y egal cu 2X. Acum, C aparține acestei drepturi. Punctul C, din coordonate alfa și beta, aparține dreptei CH. Păi dacă aparține dreptei CH, atunci ce trebuie să se întâmple? Coordonatele sale, alfa și beta, tare, verifică ecuația asta, da. Asta de aici. Deci aici înseamnă că Y egal, nu Y, ci beta, trebuie, nu? Beta egal cu 2 alfa. Da. Deci, faptul că C e pe dreaptă, înseamnă când dreapta trece prin punctul C, prin punctul acesta C, X-ul devine alfa și Y devine beta. Asta înseamnă că coordonatele verifică ecuația dreptei. Deci Y egal cu beta egal cu 2 alfa. Și în momentul ăsta eu zic C, de ce coordonate? Alfa și 2 alfa. Alfa și 2 alfa. Deci punctul C de coordonate alfa și 2 alfa. Deci, asta vor fi coordonatele lui C. Și acum, cum mai facem încă? Scriem și înălțimea adusă din A. Da. Dar înălțimea adusă din A e perpendiculară pe C. Deci, atunci vom afla AH e perpendiculară pe cine? CB. Pe CB. Și asta se întâmplă dacă și numai dacă. M indice AH. M indice AH. Egal cu minus 1 supra M. Minus 1 supra M indice? CB. CB. Și M indice AH, AH, nu? Da. AH. Poți să afli M indice AH? Da. M indice AH egal cu? Ne uităm la H la H. 2 minus 2. Deci 2 minus 2 cât face? 0. Supra? Deci 0. Da. M indice AH este 0. Atunci M indice CB trebuie să fie tot 0. M indice CB cât va fi egal? Tot 0. Hai să vedem că de ce tot 0? Că e de 0. E minus 1 pe 0. Minus 1 pe 0, da? Nu. Și minus 1 pe 0? Nu are soluție. Deci nu avem soluție. Deci, asta înseamnă că MCB e paralelă. CB e paralelă cu axa Y-ilor. Deci, M, faptul că nu există MCB, deci nu există MCB. Asta înseamnă că e paralelă cu axa Y-ilor. Y-ilor, da? Deci BC, BC e paralelă cu Y-Y. Și cât este, care este ecuația unei drepte care e paralelă cu axa Y-ilor? X-ul este același tot timpul. Da. Deci de aici rezultă X-ul egal cu 2. Ecuația dreptei BC. Deci, ecuația dreptei BC, două puncte, X egal cu 2. Dar dacă X-ul e 2, înseamnă că alfa e 2, da? Deci de aici rezultă că alfa egal cu 2. Și rezultă beta egal cu 2 alfa și egal cu 2. Beta egal cu 2 alfa și egal cu 4. Deci punctul C, C de coordonată 2 și 4. Deci, să se găsească coordonatele punctului C
răspunsul 2 și 4. Asta că am ales așa. S-a întâmplat să fie la noi așa. Dacă nu, puteam să mergem cu înălțimea cealaltă. Deci făceam perpendicular pe AC. AC, pantele sunt inverse și puțin schimbat. Al HB o puteam scrie. HB se poate scrie. Și HC în funcție de alfa. Și când egalam pantele, ne ieșea foarte bine alfa. Tot același alfa 2. Și beta 2 alfa 4. Și cu asta am făcut tema, da? Da. Da, dar ați fost obosiți. Nu mi-a plăcut. Adică, practic, ce formule? 4-5 formule da. Trebuia și putea. Deci, ecuația dreptă ne dă un punct și o direcție. Y minus y 0 egal cu y plus x minus y 0. Y este tangentă de alfa. Da. Nu? Ecuația dreptă când se dau două puncte, mai întâi afli panta. Și cum e unul din puncte de bază și te duci la ecuația dinainte, când dă un punct și o direcție. Apoi, a mai fost mijlocul unui segment, coordonatele mijlocului pe unui segment. Am mai discutat despre când două drepte sunt paralele, când două drepte sunt perpendiculare. Asta a fost important. Paralele când pantele sunt egale și perpendiculare când pantele sunt inverse și se schimbă. Și cam atât. Și pe urmă am făcut aplicații. Să știi ce înseamnă centrul cercului înscris, da. Circumscris, intersecția înălțimilor. Deci tot timpul perpendicular adusă dintr-un punct pe o dreaptă. Sau, dacă punctul chiar pe dreapta respectiv ca la mediatoare, iar și-o dă un punct și o direcție. Deci 4-5 noțiuni. Distanța între două puncte a mai fost. Atâtea, astea sunt lucrurile cu care am jonglat. Și calcul algebric. Da. Calcul algebric. Nimic deosebit. Eu v-am dovedit, v-am demonstrat toate formulele cele. Nu am lăsat așa ca niște lucruri aruncate, ci pur și simplu am insistat ca să fie înțelese de voi și de toți cei care ne vor urmări. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că problema aceea care v-am dat-o de geometrie plană, ea este rezolvată la Proful Online, în una din lecțiile cele, nu știu pe unde, știu că este în două momente. Mai întâi, în prima parte, când lucram pe tabla aceea, acolo, pe spatele grajdului, pe tabla asta, da. Pe spatele grajdului, și când am vorbit de geometria analitică, am motivat. De ce facem geometria analitică? Da. Și am venit cu problema aceea, ca să pot trezi interesul. Și deși e rezolvată. Și am mai făcut-o în altă parte, nu știu când, nu-mi dau seama când, dar sigur am mai făcut-o că la 170, 200, nu știu pe unde. Dar cel mai bine o găsiți în prima parte acolo. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!